Așa, bun. Taci, taci că te sparg. Ia. Nu vrem pământ, nici vaci, nici boi. Noi vrem război. Ei, salutare, dragi prieteni, salutare, stimați muritori, ascultați răzbunarea Sfântului Sisoi Ramoleanu, suntem Iulian Tănase, Constantin Bojog, Mihai Laurențiu Furiora și Remus Boldea. Începe o nouă ediție foarte decentă a podcastului de foarte mare insucces la public, RSS Reloaded. Costel, la mulți ani. Mulțumesc. Bă, a fost ziua ta, la mulți ani, ieri. Da, la mulți ani. La mulți ani, la mulți ani, Costel. Mulțumesc foarte mult. Incredibil, incredibil, 42 de ani. Doamne, da. Cum mai trece vremea, ca ieri eram liceen la George Bacovia. Exact, ca anul trecut eram pe aici și sărbătoream cu un Ferrari. Asta am vrut să păstrăm tradiția, am vrut să caut păi o șampanie Ferrari. Când Ferrari. A fost? Când a am fost anul Ferrari. Trecut sau acum 2 ani? Acum 2 ani la Revelion. Acum 2, la Revelion nu. A fost, mă, nu la ziua, ziua ta. Mea n-am făcut n-ai nimic. Dat nimic niciodată. A, dacă eram plecat în Anglia, deci, da. Da, ai făcut la 40 de ani o petrecere frumoasă. Am făcut la 40 de ani o petrecere frumoasă, da. Noi am mers, nu? Când dormeai tu pe pervas spre dimineață. Da. Ați fost? Da. Am stat cu... Când adormisești tu acolo, da. Da, știu, pe balcon. Cu Antena, cu DJ Antena, pe care îl salutăm, DJ Antena, cel mai șmecher la party. A fost party de 40 de ani. Strong. Acid. Da. Jungle. Bine, mă, dar jungle voi și aveți, voi sunteți în zona aia de risc cu DJ, cu... Cu punguțe. Punguța cu 2 bani. Cu 42 de ani. Punguța cu 42 de ani. Anul cum te asta... simți, Costel? Cum te simți? Sincer. Păi, eu ți-am zis ce mi s-a întâmplat la 42 de ani. Bine că suntem ființe diferite și cu experiențe asemenea. Asemenea diferite, ca asemenea ceea ce am spus înainte. Băi, eu zic să ai grijă. Aștept să văd ce surprize îmi rezerv acest an. Am petrecut foarte fain alături de oameni dragi. Unde ai petrecut? Am fost în Istanbul. În Istanbul? Da. Cu ce bani? Pe banii cui? Pe banii oamenilor care vin la spectacole. Și sunt păcăliți. Oamenii păcăliți din țara asta. La Barcelona cât ai câștigat? La Barcelona cât am fost? Da. 1-0. A fost 1-0 pentru public. Și totuși ai câștigat tu. Da, a fost... La masa verde. Apucaseră să plătească, nu? Au apucat. Când ai urcat pe scenă, ei plătiseră deja. Da. Asta e important. Da, e bine să-i bani înainte. Da, mă, e bine. Până la urmă au fost câțiva oameni dezamăgiți de prestația mea vulgară și lungă, dar alți oameni care poate au venit și mă și știau așa și care așteptau să fiu într-o stare mai alterată... au primit, mă scuzați, au primit porție dublă de Costel amețit. Tanța și cozel. Da, din păcate pentru ceilalți oameni care n-au simțit astfel, cu ocazia acestui podcast vreau să le urez un cer scuze. Fericit. Cer scuze fericit. La toată lumea. Un călduros, îmi pare rău. Și multă sănătate. Vreau să vă urez un călduros, îmi cer scuze. Păi, dar pentru ce? Rău, stai puțin. Fiare, deci am dat-o episodul ăla 170 și morții măsii. 169. Nu, ăla chiar a fost un episod bun. 169 chiar a fost un episod super exact marfă. Exact, înălțimea mea în centimetri. 169. Atât ai? Da. Atât ai? Zici că ai un 1,69? Am 1,69 în toate măsurătorile, mai puțin alea în care visez și-s mai înalt. Și când... și când ajungem 4 la B, cam ce înălțime ai? 1,96. Când ajungem 4 la B? Da. Eu zic 1,10 m. Da, ai ajuns din la 4. Aminte. Ai ajuns și în 4 la B?
În patru la mea. Băi, fiade. Ne trage. Au fost zile și zile. Lori, nu te duci acolo, ești profesor de filozofie, e posibil să asculte direct toarele de la cele 7 licee. Ce mă, stai licee, în 4 labe când te îmbeți. Uite, mare. Unde predai? Hai că toată lumea a înțeles. La câte licee predai acum în perioada asta? La 1. Doar la 1? Da, și la încă o școală. Dar nu o e pluralul la liceu. Liceuri? Licee. Că e WC-ul, WC-uri. Liceu, liceeuri. Da, dar sunt cuvinte diferite, adică chiar nu dar trebuie să... Dar și pluralul ăsta, care sunt faza cu diferite, el? Liceuri? Liceuri nu există, liceuri. Nu, dar așa ar trebui, dacă e un WC-u, două WC-uri, un liceu, două liceuri. Și de ce se spune corect WC-uri? De ce se spune? Pentru că este din englezescul water closed. Nu, un WC, da, două toalete. Da, dar nu este WC, sunt două litere, da? E water closed, da? Da. Așa, și aici nu e lice, adică nu e LC. Deci eu vreau să spun predau următoare. La LC. Da, eu acum sar de la asta și vreau să întreb următoarea chestie. Deci liceanul are numele pentru că a făcut liceu, de asta? Asta nu, a făcut, liceul. El nu a făcut liceul, a făcut liceul. Ce glumă proastă. Nu știu, vreți să vorbim despre elefantul din cameră? Cum vreți? Am e putea cazul, să facem, adică să vreau facem, să, vreți să vorbim despre Remus? Ba. Nu. Eu când mă refer la elefantul din cameră, noi când ne referim la elefantul din cameră, noi ne referim la Remus momentan, deși nu a fost dar singur. Dar eu cred că cel mai bine ar fi să-l auzim pe Remus, ce vrea să spun. Tu cer scuze? Remus. Eu nu-mi cer scuze, în primul rând. N-ai și în al doilea rând... E vina ta. E vina mea că te-am adus la podcast. Și nu că e vina ta că m-ai adus, e vina ta că m-ai chemat în continuare. Dar eu... Și o să te mai chem. Și pentru asta ești în continuare vinovat. Da, băi, mie nu mi se pare mare lucru, adică sincer, noi... Bă, deci vulgaritatea e o categorie estetică. E o categorie estetică și depinde pe care poți să o dai, faci, nu? Depinde cum o faci. Dar poți să faci prost și treci mai departe. Dar mi se pare că problema oamenilor e o problemă de fond cu vulgaritatea, nu de formă, știi? Bă, în sensul în care am făcut niște glume care poate nu sunt cele mai reușite și oamenii se ofensează. Bă, hai să vedem ce s-a întâmplat săptămâna trecută când am înregistrat episodul acela infam 177, cum l-am numerotat eu. Hai să vedem, știi cum, ca la Revelion, dacă doriți să revedeți cum era pe vremuri, hai să vedem ce s-a întâmplat, pentru că ceva s-a întâmplat. Dar înainte de toate, e greu de văzut totul. Ascultă-mă un pic, dă un pic la comentariile episodului anterior. Uite, exact asta o să hai fac. Hai să acum facem prima și dată. Știi care e faza, că la comentariile episodului anterior eu am o reacție pozitivă. Deși între colegii mei de podcast, adică voi, eu sunt acela care a greșit cel mai mult acolo, ceea ce eu nu cred. Nu e adevărat. E adevărat. Hai să vedem. Hai să citim un pic din comentarii. Hai să vedem. Fact. Uite, cineva spune user, geniali. Nu știu ce, nu. Geniali. Ok. Geniali. Deja să nu comentăm. Elena Mihaela, am ascultat podcastul, deși nu ar fi trebuit. Da. Și deși e și emotiv. A fost drăguță. A fost Elena Mihaela, ești drăguță. Și cu un reply de la Mihai 25, dacă poți trage din ochiul stâng, dar cel drept refuză să se închidă, ești oare un om de dreapta? Îți dai seama că e marfă de calitate nu doar la noi. Da. Poate nu vreau și Elena Mihaela îi răspunde lui Mihai 25. Poate nu vreau să închid niciun ochi. Poate doar vreau să văd totul și să analizez totul. Cogito ergo sum. Bă, ce dracu. Și știm al cărei al...
stai. Evaluare națională. Hai ceva vulgar mai bine. Evaluare națională. E. Cărui fan. Se vede, băi. A cărui fan e. Mă scuzați. Al cărui. Al cărui. Deci îți dai seama, 90% sunt doar fani lui Lori. Hai mă. Noi suntem tolerați la podcastul da. Nostru. Cel puțin Elena Mihaela pare o fană. Elena din bucătărie. Haide-mă că am mai auzit și eu și Remus și Costel de Descartes. Da, cogito, când am decartat ceva pe la niște oameni. Cogito morții măsii ergo sum. Ce să zic, mare șmecherie. Da, când decartezi de pensia alimentară, atunci știi de ce. Hai să vedem. Hai să mai Romeo vedem. Din Vale. Bine, mă. Bun. A. Okay. Mihai Steanu sau Mihai Steanu. Îmi amintesc un episod în care Iulian a pus pe fundal Petre Daia. Mă uit la faleze pe nisip, de nisip, undeva la minutul 60 pe fundal. În film pot să jur că e Petre Daia. Posibil, dar o să mai pun Petre Daia, e senzațional. Bogdan Costea. Da, da, bun episod de ascultat duminică după biserică. Ne-a schimbat de hainele de biserică. În locul fratelui lui Costel, cum ați fi reacționat și procedat cu mintea de azi, Iulian, Lori și Remus? Hai, zi, cum ai fi reacționat în locul lui Ionuț? Niciun caz să lovesc. Bă, da, știi cât de multe remustrări de conștiință am avut după asta? Tu aveai, ce vârstă aveai atunci? 14? 11, stai mă puțin. 12 ani ai spus. Nu mă, 12 ani, da. 12? Da. Și deja aveai bucurii la tine? Nu făcusem nimic, doar că mă uitasem sau auzisem de filme porno, știi, și atunci a fost la un mod... Păi n-ai zis că atunci te-ai auto... Nu, mai mulțumit? Un pic mai ai avut o mulțumire colo. De sine? Mai încolo? Nu mai știu. Hai să nu ne amintim. Hai să nu-ți amintești. Eu nu vrei? Vreau să-mi amintesc. Hai, te rog să nu-ți ce amintești. Ce vreau să spun este că am, după episod, am văzut niște poze de la I Made Din Weekend. Și fratele meu a avut niște verișori musafiri la el acasă. Și efectiv m-am gândit numai la asta. Am stat cu o maximă anxietate că am găsit scenariul ăsta în mintea mea. A fost în felul următor. A fost. Fratele meu a zis, băi, uite, dacă tot e dimineață la o cafeluță, vreți să ascultăm ultimul episod de la RSS, de la RSS Reloaded? Nu, imaginam asta, pentru okay. Că mai ales fiind niște verișori din zona Suceve, din zona foarte credincioasă a familiei mele, numai la asta mă gândeam. Am văzut poza aia și am fost te rog, Doamne. Da. Ați fi mers, nu? Da. Hai să ascultăm la o cafea episodul ăsta din RSS. Lăsând la o parte că am început pe teme biblice, pe vă teme... spun eu că este un podcast inteligent. Zi, Remus, cum ai fi reacționat? Eu i-aș fi, deci ca frate mai mare, după povestea pe care a spus-o Costel, i-aș fi procurat niște marfă mai de calitate decât basic. Ei, este. Acum da, și el fratele mai mare, dar mai mic. Prea exagerat. Exact, ai reacționat deci ca un frate mai mare. Deci tu ce făceai sau ce frate mai mare, spus? Mai mic, e bună categorie, da. Deci ce i-ai spus de... I-am spus de că știu că sunt informat despre zona filmelor porno. Că există. Frumos spus. Dar ce citai la vârsta aia de vorbea așa mișto? Eu nu ți-am o informație. De ultima oră. Ziceai că lucrează la recorder. Au ajuns la urechile mele informațiile cum că există. Cum că ar exista așa. Și doar așa, pentru asta te-a plesnit? Așa filme porno. Da, pentru că eu, adică la faza asta eu l-am înțeles. Pentru că fiind frate mai mare, el chiar credea că e un... Deci pur, ce puteai să faci și dacă ai aflat despre bă, această nu existență? Te mai uiți, adică a fost foarte autoritară, o chestie foarte autoritară. Și ce, orbeai sau ce? Mari. Ai fi orbit? Nu, dar eu știu, îl văd pe Paul cum e. Deci îl văd pe Paul care e fratele mai cel mare și când este cel mai autoritar, bă, și nu știu cum să fac să-i schimb asta, dar vine cu o responsabilitate. Așa, te naști primul... Da, seamănă cu Ionuț, Paul? Seamănă. Dar frate meu, hai să zic următoarea fază. În afară de faptul că
Îmi pare rău dacă le-ai ascultat cu verișorii noștri și atunci ar fi putut să fie un moment destul de penibil. Dar să știi că eu am rămas cu o poveste și atâta tot am povestit. Sper că nu te-ai supărat sau ceva de genul ăsta și să fim frați în continuare. Te aștept să vorbim la un moment dat. Eu am rămas să... Eu fac chestia asta, rămân cu scenariul meu și rămân cu tâmpenia aia de... Ați mai vorbit între timp? Adică știe că... Mi-a zis la mulți ani. Existența asta? Nu știu, dar nu l-am întrebat, pentru că mie mi-este foarte rușine de... Ce ar putea să-i spui acum? Adică ce ar trebui să-i spui acum ca Ionuț să aibă aceeași reacție? Adică ce-ar putea să afle Ionuț despre tine, să-i faci o mărturisire, dar să-i provoci exact aceeași reacție, adică să te plesnească acum? Probabil să... să povestească despre el ceva. Nu. Hai să fac ceva, Iurea... Dar nici nu poți să spui, nu? Adică ți-e foarte greu să zici. Știu la ce te gândești. La ce? Stai că nu știu dacă știu. Păi nu știu. Aș putea să-l anunț, știi, atunci când am mers la petrecerea aia cu soția ta, cu mai mulți. Asta, nu? Aici, da, te aici aș putea să... Aici te duceai. Mă gândeam chiar și să îi învăț prostii pe copii, adică la modul să-l iau pe nepotul meu și să-l duc... Dar n-a fost nimic personal, adică pur și simplu ne îmbătaserăm. Da. Au ieșit niște vulnerabilități. Niciodată n-aș face asta. E, evident că nu. Niciodată n-aș face asta. Am foarte clare legăturile de sânge și de rudenie. Eu n-aș putea să mă dar ce mă, că soții nu sunt rude. Ionuț și soția lui nu până sunt rude. Până și nașii pe care i-a ales sunt rude. Nu sunt rude. Soții între ei nu sunt rude. Că dacă erau rude, nu se puteau căsători. Sunt rude prin alianță. Tu nu, cu rude prin alianță nu există, faci. Nu există. Dacă să zicem... Tu nu ești rudă cu soția ta, mă. Eu nu sunt rudă cu soția mea și de-aia... Sper, adică... Nu, dar ce vreau să zic este că la un moment dat e o regulă, eu poate că nu respect toate regulile, dar la un moment dat e o chestie foarte clară și anume dacă tu ești nașul cuiva sau ai vreo legătură de orice fel, orice legătură bisericească și așa mai departe sau de promisiune, never ever. Da. Oricât ar fi de, stai puțin că de fapt stai așa că... Da, eu nu... Colegi de facultate, de fapt. N-am ce să comentez. Tu te-ai culcat vreodată cu o nașă de... Dacă m-aș culca? Nu, dacă ați comis-o la modul nașă, cumnat... Nu cumnat. Mă scuzați. Cum se cheamă? Soacră. Cavaler de onoare, chestii... Cu cavaler de onoare? Mă gândesc bărbat și femeie. Am mai păcătuit cu cavaler de onoare. Ceea ce mi se pare dar și normal. Dar nu eram rude. Păi tocmai. Și plus că după aia am zis, bă, cum fac dintr-un cavaler de onoare un cavaler de dezonoare? Exact. Bă, nu știu, nu m-au atras cavalerii de onoare niciodată. Dar cavalerii niciodată? Cavalerele... Dar tu cum ai fi reacționat, Iulian, că tu n-ai spus? Bă, nu, eu sunt mai liberal aici. Aș fi vorbit cu Costel, adică l-aș fi întrebat, bă, dar ok, dar ce ai descoperit? Adică ce ai, ok, aia, dar ce ai descoperit? Ce ai descoperit? Că toți plecam la apă când apărea o țăță la televizor. Da, mă, nu, adică... Bă, eu mă amintesc acum câțiva ani, nu știu, Adora sau Sasha, unul dintre ei m-a întrebat, tata, ce înseamnă pulă? Direct, așa, acum vreo câțiva ani, știi? Și eu, ce să zic, nu există cuvântul ăsta, nu ai voie. I-am zis, bă, înseamnă asta. Doar că e un termen care nu e ok să-l folosești. Da. Asta așa, vreau să zic, pe stradă. Pe vremuri în Bacău, această cum să zic, nouă concepție, nouă de concepție educație și leagănul civilizației Bacăul. Nu mă leagănul civilizației, dar gândește-te că cu câțiva ani înainte nu era nimic de genul pornografie. Nu era. Eu în anii 80 mergeam la video, la nopți de video, la în casele oamenilor, plăteam 50 de lei și vedeam 7 filme. Tot timpul era și ceva erotic.
Erotic, dar pe lângă Tarkovski, porno, porno, porno. Era, porno? Da, era semi, quasi porno. Era, da, Emanuel, probabil, gen Emanuel, mă. Da, mă, da, da. Cred că ce a fost atunci era, ne ducem. Cred că frate meu considera că nu e ceva bine corect. Da, da, da. Și cred că l-ai luat și prin surprindere, sunt mai multe, cred, aici. Da. Nu cred că ești. Costel, eu așa nu te-aș fi bătut, acum te-aș bat. Dar atunci de ce? Nu. Pentru că eu 42 și nu sunt D. Nu, nu, asta nu mă bag, nu mă bag. Nu. Pentru că nu vreau să fiu responsabil nici pentru fericirea cuiva, nici pentru nefericirea cuiva. Adică, bă, fiecare să se ocupe personal de propria nefericire. Deci eu nu vreau să contribui la nefericirea ta. Eu, mie mi se pare că ți iese foarte bine, ți iese foarte bine faza asta de unul singur. Adică, de a fi nefericit? Da, n-ai nevoie de ajutor. Orice om. Bă, nu, acum te tachinezi. Nu, în general, oamenii se descurcă foarte bine singuri să fie nefericiți. Asta e de foarte asta... adevărat. Exact. Și foarte dacă adevărat vine un dobitoc care simte nevoia să dea sfaturi, bă, mie nu-mi place să primesc sfaturi, nu-mi place să dau sfaturi, îmi place să ascult și uneori am nevoie să fiu ascultat. Dar mai mult de atât, bă, fiecare să-și clarifice. Pentru că e o responsabilitate și Lori chiar o să vină cu Deleuze și cu Foucault acum, e o responsabilitate pe care nu vreau să mi-o asum. M-a întrebat o cursantă odată, să-i spun sincer, pe mail mi-a scris, să-i spun sincer dacă are talent și dacă să se lase de scris sau să continue. Și am zis, bă, eu nu mi-asum nicio răspuns tranșant. Nu vreau să-mi asum, pentru că la un moment dat se declanșează ceva. Oamenii sar praguri. Sunt adică... foarte aiurea oamenii ăștia, pentru că ei pe baza acestui cuvânt să-mi spui, sau enunț, să-mi spui sincer, nu vor asta. Și tu îi au crezi. Au nevoie de încurajare, au nevoie și de... Eu i-am spus unui tip la un moment dat, bă, spune-mi sincer ce părere ai. Bă, sincer. Și am făcut asta, i-am spus sincer, nu-mi place ea așa și așa. Și mi-a s-a adus... cerut ție, da, o părere? Sau tu ai cerut? Nu, mi un s-a comedian, cerut. Probabil. Da, un tip care face TikTok-uri, mă rog. Și m-am uitat la chestiile astea și am zis, uite, în primul rând că nu mă pricep la ideea asta de nouă de TikTok, nu urmăresc care e filmul și trendul. Forma, trendul și așa mai departe și s-ar putea să mă înșel. Dar mie nu mi se pare amuzant și nu e nimic de râs aici. Și după aia a fost, hai mă, cum adică? Stai puțin, bă, stai puțin. Păi, dar poți să spui, nu sunt în target. Când da, cineva, exact, trebuie să găsești niște metode. Bă, uite, eu nu fac parte din publicul care gustă chestia asta. Câteodată trebuie să fim atât de diplomați și să fim... Uite, o chestie pe care o n-o suport este următoarea fază. M-am săturat și asta este, e de fiecare zi e viața asta, de fiecare moment, de fiecare secundă și minut și așa mai departe. Bă, situații ni se întâmplă atât de multe și ne schimbăm atât de des, încât la un moment dat dacă tragem o concluzie, e pentru atât, pentru momentul în care ai tras concluzia. Următoarea secundă e cu totul altceva, o să fie altceva. Poți să fii mai explicit puțin, să te concentrezi un pic, să te aduni și să vorbești la modul, mai la obiect? La modul că dacă tu la un moment dat ai o anumită înțelegere despre ce s-a întâmplat în trecut și zici foarte hotărât, bă, de acum nu o să mai fac asta, okay. Da, este o concluzie pe care o tragi doar în prezentul respectiv, căci în momentul următor viața ta ți se va schimba și îți va aduce în față niște situații. Evident. Să devii flexibil. Evident. Și nu rigid, atâta. Evident. Tot, asta. Evident. Era ideea. Da. Adică de multe ori mi s-a întâmplat... Dar e altă speță asta, asta e un dialog tu pe care l-ai tu cu tine. Un dialog, adică ai niște deal-uri, niște înțelegeri pe care da, noi le facem, da? Adică nu știu, ca și cum iar ajungem în zona asta pe care ai explicat-o la un moment dat foarte bine Lori, de promisiune, adică tu îți faci o promisiune că vei fi într-un fel. Dar promisiunea presupune o rigiditate, viața exact este flexibilă, asta e într-o e curgere, cum spunea domnul nostru Heraclit. Și n-ai cum întotdeauna. Și eu cred că e că zicea, nu știu, am citit undeva o chestie, cred că într-o carte de filozofie, îmi scap acum, zicea în Michel de Montaigne, zicea așa că nu știu cine zicea acolo în eseuri, că zicea că are mai mult respect pentru oamenii care au alcool în casă dar se pot abține să nu bea decât ăia care își aruncă tot alcoolul din casă.
Da, clar. Da. Mai multă n-ați ajuns în situație. Bă, e stăpânirea aia, bă, e stăpânirea. Bă, stau cu dracu în casă. Pot să stau cu el? Că așa dacă dracu a plecat, mersi. E foarte simplu, e foarte simplu să stai într-o casă în care nu există nicio femeie, nicio ființă, să nu fi tentat de nimic, dar ia să vină niște hostese de la cluburi de comedie semi-dezbrăcate și să ia Costel, ia să-ți văd credința. Ce credință mare! Bun, bravo, foarte bine! Nu, în sensul ăsta, adică ispitele, că noi suntem supuși ispitelor, cu asta ne ocupăm noi. Alimentare, bahice, erotice, sexuale, culturale și așa mai departe. Plus că gândirea asta e o gândire nihilistă. Adică tu în loc să lupți împotriva ceva și să lupți cu tine, să spunem, vrei să elimini. Exact. Adică și ai montaina asta, asta. Dar asta nici măcar să... nu e nihilism aici. E pur și simplu o fugă de tine. Da, asta vreau să spun, o fugă de tine, care e nihilistă, în sensul ăsta, tu nu e o construcție. Da, adică tu e o formă de lașitate asta. Formă de lașitate, da. Dar vreau să spun că are la bază, de exemplu, așa e cu securitatea, de exemplu, asta e exemplu care mi-a venit în cap. Când ai lucrat, nu? Ce? În securitate, da. Poți să securizezi un spațiu în două feluri, adică poți să-l lași, de exemplu, și să te lupți cu el, dar să-l lași totul să fie, să existe, și să-l elimini. Nu? Adică da, atunci bă, deci asta și cu pusnicii, adică, frate, bă, cât de simplu, bă, frate, cât de simplu e să judeci când ești un pusnic pe muntele Athos, să zici, bă, nu, bă, e groaznic să aveți animale de companie. Deci a apărut un Terchia Berchia, unul absolut dement, știi, ca să vorbească ceva. Deci unul care stă într-o tăcere ani de zile, ai zice că e înțelept. Nu, bă, e prost. Un om care tace așa, te uiți la el, bă, și când deschide gura zice un căcat. Da. Că o să fiți pedepsiți de Dumnezeu că aveți pisici și câini. Bă, dar Dumnezeu altă treabă nu are să pedepsească. Înțelegi? Și bă, e foarte simplu, știi, să stai acolo într-o chiliuță și bă, nu mă ating de băutură, de femei. Da, ai așa ceva în zona? Adică există alcool, există femei, există... Da, bă, alcool cred că mai apare, dar mai femeile apare. Mai rar. Pe Muntele Athos, destul de, da, doar travestite. Poate. Ceea ce mi-am propus așa. Mă gândeam la o tâmpenie, dacă e să o mutăm un pic, putem să facem. Da, putem să facem ce vrem. Mă gândeam așa, să dacă există un bărbat care își face operație de sex și devine femeie, dar se operație de cum se cheamă? De sex sălbatic, de asta, își face operație. Eliminarea sexului propriu. Și aducerea în... Transformarea așa. Da, mă. Să se... Tranziție, deci, se eu cheamă. Un bărbat schimbare se de sex. Schimbă la femeie. Schimbarea la fața sexului. Deci devine femeie și după aia se deghizează în bărbat ca să meargă pe Muntele Athos. El ce e acolo? Asta vreau să știu eu. El ce e? Deci o femeie dacă își face operație... Un bărbat. O femeie dacă își face operație ca bărbat să se ducă pe Muntele Athos, bineînțeles că se poate duce, că... nicio problemă, pentru că se poate... Habemus... No, iarăși ne ducem în zona... Dar de ce zona... e interzis să se ducă fetele acolo? Adică, dar de ce? Care e problema? Băi, eu nu mă mai bag la discuțiile astea pentru că există informații și... Informații. Pentru că ăia sunt niște... Dar de ce există chestii despre care nu putem să vorbim? Stai un pic, că m-am enervat aici un pic. Ia că s-a enervat Remus. Adică și vorba lui Lori. De ce trebuie Remus să vorbim despre chestiile astea? Enervează-te cu grijă. Păi dar nu, mi-e frică de tine. Dar nu trebuie să-ți fie frică. Ție, în primul rând. Mai degrabă. Mie, dar de ce nu trebuie să fie, de ce trebuie să fie chestii despre care nu putem să vorbim? Până la urmă, știi? Nu, adică la ce te referi? La religie, sau la rasă, sau la gen, sau la multe lucruri. Bă, stai. Adică la chestii aparent sensibile. De ce? Eu nu mai vreau să vorbesc. Ce vrei să spui asta? Despre religie, sex și rasă și nu ai fost lăsat la podcastul ăsta să zici? Ia zi tu ceva am de rasă lăsat, și de sex. Am fost lăsat și de să zic, dar acum mă întorc la discuția despre vinovăție pe care am avut-o cu 2-3 podcasturi cu Lori. De ce trebuie să simțim vinovăție că vorbim despre lucrurile astea?
Nu, puteam sau să simțim, să ne simțim rușine, rușine când, cum am zis în bucătărie, punem în scenă niște blasfemii de șantier. Păi nu, acum nu mai vorbim pentru blasfemic. Blasfemia da. E ok. Aia de șantier, okay, mi-a plăcut foarte mult expresia. Păi da, da, în sensul, adică nu e ok blasfemia, dar zic așa, bă, dacă îți vine să faci o glumă, băi, lui C.K. are niște chestii mega șmechere și la sala palatului a zis o grav de tot cu Iisus pe cruce, niște chestii. Maică să care îl vede pe cruce. Restul mișto. Bă, dacă e funny, de ce să fie blasfemie dacă e funny? Alea sunt glume lucrate. Astea sunt live, e primul draft aici, normal. Asta e structura show-ului, nu ne iese de fiecare dată. Mi se pare că ăștia sunt adevărați apostoli ai lui Iisus. Pentru că le ăștia lucrează. Ăștia care duc mai departe chestia asta, că toată lumea știe de Iisus, că a fost super șmecher. Chiar a fost, adică a fost un om foarte evoluat, a schimbat o paradigmă de gândire, de iubire și așa mai departe. Adică chiar a fost un om inițiat, luminat, că credem că a fost Fiul lui Dumnezeu sau nu, asta e mai puțin important. Confucius, de exemplu, nu a fost Fiul lui Dumnezeu. Mama lui nu s-a combinat cu niciun duh, s-a combinat cu tata și l-au făcut pe micul Kung Fu. Care conferențial. Și oamenii au ajuns să creadă. Bă, uite, asta îmi place la chinezi. Deci chinezii au subtilitatea de a crede în oameni cu vieți exemplare. Buddha nu a fost Fiul lui Dumnezeu. Mama lui nu s-a combinat cu Luceafărul, cu tata. Mama s-a jucat cu tata și a ieșit Siddhartha, că și rimează. Da, dar marea problemă cu creștinismul nu este că e o religie printre altele. Adică problema creștinismului este instituționalizarea lui, adică devenirea biserică a creștinismului. Exact. Aici e marea problemă. Instituția e o problemă. Așa cum să spun, forme religioase. Compară hainele lui Teodosie cu hainele lui Iisus și ale lui Robert Powell. Nu, dar asta ziceam. De exemplu. Dar bă, ce e cu opulența asta, știi ce frate? Interesant, știi ce e interesant la creștinism, după părerea mea, este că aproape toate interdicțiile vin în același timp pe o preaslăvire a acelui lucru. De exemplu, este religia iubirii. Înainte, în același timp, un cod extrem de reprimant a sexualității. Este religia... cum să spun, nu știu, interdicții. Ce? Ești, nu, ce vreau teologul să spun? Constantin. Mie mi se pare eu contrapondere, foarte pe cât e de interzis, pe atât e asta, în cealaltă asta părerea, parte asta mai chiar pozitiv, părerea mea personală, nu mai citez. Cred că creștinismul are multă cantitate de perversiune. Asta vreau să spun. Adică la ce te referi? Vă spun imediat. Repet, ăsta e exemplu cel mai bun, cred eu. Este, se spune despre creștinism și creștinismul vrea să spună că este religia iubirii. Păi da, și este. Da? Că s-a trecut de la o religie a legii, așa cum era vechiul testament. Noi. A iubirii absolute. Chiar a iubirii față de dușman și așa mai departe. În același timp... Cum ți-am întors eu și cu asta celălaltă. Da, în același timp, odată cu instituționalizarea religiei, cele mai normele, cele mai constrângătoare au fost pe sexualitate. Cele mai constrângătoare. Da? Adică, pe de parte e și o chestie pozitivă. În Orient, asta. De exemplu, nu e așa ceva. În Orient ai, să zicem, o religie a Nirvanei sau așa mai departe. În același timp, formele de sexualitate au fost inventate acolo, ca să spun, artele plăcerii, nu mai spun Lori, hinduism, dacă budism, dai voie. Adică ai, asta vreau să spun, ai niște Să zic un caz concret. Acum vreo câțiva ani tocmai mă combinasem cu o tipă de care... Și vreau să termin. Cu fetele. Stai puțin să zic, că după aia imediat te las pe tine, dar vreau să condimentăm puțin ca să nu ținem prelegeri prea lungi. Mă combinasem cu o tipă de care îmi plăcea foarte mult. Și începusem și noi să... Imediat, cred că o singură dată am apucat să ne iubim și noi trupește. Și următoarea tură când am văzut, a zis că începe postul. Asta e. Și că duhovnicul i-a zis să nu mai chichi-chichi. Chichi-chichi lava-lava. Deci, cum poți să începi o relație de iubire
când vine un popă care nici măcar nu mă cunoaște personal. Ce avea cu mine? Ce avea cu mine? Dar deci... nu ți-a zis soție, nu a fost împotriva ta. Nu, dar a fost împotriva mea. A fost pentru ea. Știu, dar nici ea nu era fericită. Că treaba mergea. Dar dacă, de exemplu, aș fi fost de acord... Hai să fiu puțin uite, avocatul diavolului. Cuvântul. Mulțumesc mult. Aș fi fost de acord dacă această abstinență a ei ar fi venit de la ea. A, exact asta îi ziceam. Exact asta am zis, m-am turbat. Că i-a spus duhovnicul. Bă, l-am înjurat de morți pe duhovnicul ei. Deci l-am zis să-mi bag pula în duhovnicul tău. Deci jur, deci am fost mega furios. Deci jur. Nu mai sunt sigur. Nu, bă, deci jur. Să mă duc eu, vrei să mă duc eu? Exact, Lori. Deci dacă venea de la ea, n-aveam nicio problemă. Problema nu e abstinența, problema Sorry, așa am zis. Dar ce treaba mi se pare că e o situație comică. Este foarte funny. Nu, este comică. Un sketch pe chestia asta. Da, exact, exact. Dar tocmai asta, bă, interdicțiile sunt erotice. Scuze. Adică dacă nu ar fi lucrurile interzise, ce vrei? Nu ar fi... Poate să aduc o bere. Dar nu ți-a duce... Nu, las că mă duc eu. E ziua lui, trebuie să fac. E ziua lui. Bă, fă cinste. Vezi că am cumpărat pentru tine. Nu, e foarte funny situația. Adică... nu, pe bune. Și nu are nimic... Exact, Lori, ai prins exact ideea. Păi exact. Mi-am dat seama de, exact. Da, deci, asta m-a enervat. Nu are nimic denigrator la credință. Nu are nimic denigrator la tot angrenajul ăsta. Nu are, mă. Da. Na. De ce să interzicem iubirea? Când e o chestie interzisă, e și mai mișto. Adică, nu știu, sexul e mișto, dar sex plus vinovăție e și mai tare. Da, adică, bun, dacă dar nu voia să se simtă vinovată. Asta... Asta mă a dat vina, a dat vina pe nu-i plăcea vinovăție. Deci nu voia să facem vinovăție sălbatică. Deci, deci nu voia, dacă nu are voia, creștinismul asta... un mare, sper că e fericită, sper că da, ne luăm prea des de creștinism. Mai dăm un pic să mânsi să... Păi și tu ai un aport aici. Dar nu, hai să ne luăm de... Nu, fii atent, că noi nu ne luăm de creștinism. Dar nu ne luăm, noi suntem creștini, eu sunt botezat. Noi suntem creștini, mie îmi place Iisus. Nu, dar voi sunteți ortodoxi toți, nu? Adică... Da, mă, evident, toți. Eu sunt neoprotestant. Tu ești... nu e de părere. Bine, în Oltenia și sunt... Bă, să știi că sunt neoprostotant. Dar mulți se bagă la neoprotestanți pentru că mai primesc o pâine, o asta, da, adică știu, ei se ajută mai mult între ei decât au. Bă, hai să vorbim și despre lucruri mai simple. Viața, ce faci, Lori? Socială. Da. Viața. Cum e viața ta, Lori? Băi, bine, rău, depinde. Am corectat foarte mult, v-am spus în bucătărie. A fost simulare la BAC și am corectat 86. Simulare de... la logică. La logică și filozofie. Au fost la toate, simulare pentru toate, a fost simularea națională. Zic numai acum. Cu simulare, dacă poți să... Zi-o, mă! A fost simulare la orgasm. Ai corectat orgasm. Da, la bacalaureat. Asta era energia, era din bucătăria asta. Da, da, a fost un simulacru. Păi da, și-am corectat, am simulat. Da, greuț, greuț. Dă-mi, te rog, că tu... Simpatic ministerul ăsta al nostru și ce fac cu oamenii politici pentru noi, pentru că ne-au creat, într-adevăr, condițiile pentru a corecta mai eficace și mai bine, cu un program genital. Tu corectezi eficate? Eficate? Nu eficace. Da, cu un program online. A, da? Da, a fost online, dar ne-au încărcat cu foarte, foarte multe lucrări. Așa că n-au câștigat nimic. Adică... Și viața personală, în afară de asta? Îmi doare un dinte. Te doare un dinte? Îmi doare un dinte, da. Și am o relație personală cu dintele ăsta acum, că-l simt. Da, e aproape. Altfel mai pe chill, așa, ce să zic. Da, da, da. Rămâs cu nu mai beau de 2 săptămâni. Nu ne interesează. Băi, viața e foarte, foarte mișto pentru mine. În primul rând scriu, în al doilea rând m-am văzut cu părinții mei. Zi de ce scrii și după aia de ce te-ai văzut cu părinții. De ce scriu? Da, de ce scrii. În general sau de ce lucrezi la chestii? De ce scrii în fiecare zi? De ce scrii în fiecare zi? Păi fii pentru sincer, că m-am îmbătat cu tine 12 ore acum vreo 3 săptămâni ai avut un rant din ăla care m-a motivat foarte tare. Ce ți-am zis? Îți aminte ce ți-am zis? Da, că dacă vrei să fii scriitor, trebuie să scrii în fiecare zi. Și mi-ai mai zis niște chestii, dar nu le mai țin minte, important e că scriu. Bravo. A fost că scriu și foarte prost și foarte bă, bine nu în aceeași. Bă, nu are nicio importanță. Chiar nu are importanță. Prost. Chiar tu nu are importanță. Nu comedianțe ce glume proaste. Mă întorc. Da, uneori. M-am întâlnit cu taică-miu și am fost cu el la orele, la psihiatrie și la mici la obor.
Da. La secția asta. Secția obor. Și unde s-a simțit cel mai bine? Bă, cel mai bine, deci e o bătălie între psihiatrie și obor. Deci da, da, da. Cred că un pic mai mult la psihiatrie. Mersi pentru recomandare. Cu plăcere și mulțumim, da, Mihaele, pentru că este... taică mi-a fost la o groază de psihiatri în provincie, toți l-au ținut 10 minute și în alea 10 minute 9 au vorbit despre ei și un minut despre taică-miu și acum la psihiatra pe care mi-a recomandat Lori. Taică-miu... Psihiatra noastră. Psihiatra noastră. A, noastră. Poate s-o a stat acolo deveni psihiatra peste, peste o oră și 20 de minute cel, cel mult. Da, e o tipă extraordinară și îmi place mult de ea. Mi s-a părut dacă aveți tare. Nevoie de o psihiatră super tare, vă dăm pe noastră. Mihaela... Mihaela. Mihaela. Mihaela, notre hommage. Păi și e mișto să ai... tați în viață, nu știu cum să zic, la asta, asta am simțit când, când am stat cu taică-miu. Da. Sunt mulți care nu mai au tați în viață și efectiv când am stat cu taică-miu la bere, la psihiatrie și așa mai departe, m-am gândit... La bere, bă, la psihiatrie. La bere, virgulă, la psihiatrie. S-a băut și tata. Am fost la barul ăla, la psihiatrie. S-a deschis la psihiatrie un bar. E foarte mișto. Ce nu e mișto de bar ar fi ăsta. Lasă-mă, dacă ești o glumă, lasă-o așa, nu te scuza. Bă, foarte bun, da. Dar îți pun medicamente în bere, în pahar. Asta e. Asta e singura chestie. Mă spun ce ție ce ți Cipralex, cum se cheamă? Cipralex, da. Cipralex? Mhm. Se numește de câine care nu e prea băgat în seamă. Cipralex. 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 Mie mi se pare că sună ca Duralex, Cipralex. Când vrei să strici pe al doilea copil al tău și tu ești numai cu Ciprian și după aceea pe al doilea îl cheamă Lex. Alex. Cipralex. Exact. Și când nu când nu mai ai prospectul, trebuie să intri pe Cipralex online și să citești cu mare atenție pentru că... Cipralex de la Dex online. Da, a făcut și o glumiță. Știu, aveam o prietenă care a avut o depresie destul de urâtă, știi, și a luat Cipralex și m-am întâlnit cu ea după un an. Și am zis, mă, ești bine. Trăiască Cipralexul! Și-a fugit să bea, știi? Era control. Ce-mi plac oamenii ăștia pierduți. Știi ce mai făcut? Dar tare, trăiască Cipralexul! Vreau să mai zic, vreau să mai zic ce mai făcut. Băi, deci am fost pentru prima dată la un film, într-o sală de cinema și am fost singurul spectator. La Eforie, la 4 jumate, ieri, m-am dus să văd ghișce film. Întoarcerea lui Vodă Lăpușneanu. Da, de ce ai făcut asta? De ce am făcut asta? Pentru că am... Dai simulare la BAC? Am stat acasă foarte mult în pat, m-a durut spatele și am simțit nevoia să ies în oraș. Te-a durut capul lui Moțoc? Am un pic de sciatică. Da? Deci literalmente, la 31 de ani, n-ai, o să râzi. Și m-am dus... la film, nu aveam să vorbim nu aveam bani, deci nu aveam bani să-mi dea rest. Femeia de acolo s-a uitat și așa la mine. 15, dar și ce legătură are când avea rest cu faptul că erai... Ce legătură are asta cu sexul? Pe povesteam de cum am fost singur în cinema. Ah, ok. Păi, și știi că aveam eu fantezia când imaginam cum să, un... cum să stai singur la filmul ăla? Bă, a fost extraordinar de mișto. Nu mi-a venit să cred că o sală de cinema cu scaune goale e doar pentru mine. Deci și filmul a fost extraordinar. Adică e făcut de Malvina, nu știu cum, o regizoare. Și bă, deci arată... Deci e super mega expresionist ce a făcut tipa aia acolo. În primul rând că nu e Lăpușneanu ăla din novela lui Negruții. Adică nu e personajul pozitiv și atât. Ea are dimensiuni... Remus, calmează-te ca să nu intri. Lasă-l, ai Cipralex. Dar pe tine nu te-a văzut Mihaela un pic. Deci, dai un Cipralex ca să se calmeze și aveam o întrebare. Da. Îți place în București? Îmi place foarte mult în București. Mă bucur. Pentru că, bă, când vii de la Motru și poți să te bucuri, știi, să stai singur într-o sală de cinema. Da, mă, dar voi ați făcut asta vreodată, acum pe bune. Nu știu, dar am făcut în bancă. Efectiv, am vrut să plec. Nu, acum ați fost singur. La Muncitorul. Deci, la Muncitorul. La Proletarul sau cum se numește. Muncitorul, mă, la Muncitorul. La Muncitorul. Acolo, scuza-mă, îți ofer această mică paranteză. Am văzut multe filme la Muncitorul. Știi ce film am văzut acolo singur în cinematograf și mi-a plăcut extraordinar de mult, cu o coloană sonoră foarte faină, In the Name of the Father, cu Daniel Day-Lewis. Ce vorbești, mă, pe...
bune. E super film ăla. Daniel Day-Lewis. Dar ce numărul ăla Lăpușneanu și a trebuit să-l vezi pe ăsta mișto? Nu, a fost de mult. Era băi, o să râdeți, dar ăsta cu Lăpușneanu e super tare. Da? Adică chiar nu glumesc. Are ceva expresionist, adică e mega creepy. Ideea este că pui prea mult suflet. Nu, fine. Deci e o inadecvare între sufletul pe care îl pui și așa și Cipralexul de care se pare că ai nevoie în momentele astea. Și mai tare. Și subiectul, adică căcat, nu s-a întâmplat nimic extraordinar. Nu e mare chestie. Pentru mine s-a întâmplat ceva foarte extraordinar. Lăsați-mă să vorbesc. Mihaela, mai ai locuri libere zilele următoare. Vreau să normalizez. Deci eu mă duc la cinematecă destul de des și de obicei mă duc cu Deni. Dar câteodată mă mai duc și singur și văd foarte mulți oameni care se duc singuri acolo. Pentru știi? Că oamenii sunt singuri care se duc acolo. Vreau să normalizez ideea asta de a te duce în oraș singur, de a te duce la cinema singur. Și care e problema? Dar tu acum ai descoperit chestia asta? Nu, de vreo 2 ani. Deci, de vreo 2 ani. Asta vrei, asta voiai să spui acum pe ideea de a merge singur undeva? Da, e foarte ok să faci chestia asta. Sunt de acord asta. Și asta, în esență despre asta vorbesc. Eu m-am dus acolo mega un veac de singurătate. La starea civilă recomand să când oamenii vor să se căsătorească. Te căsătorești cu tine însuți. Okay, trebuie să fii cel puțin cu mâna ta dreaptă acolo. Unii sunt stângaci, băi. Unii sunt stângaci. Ți-am zis, nu e doar Cipralex. Ai nevoie de mai multe chestii. Cred că ți-ai prexa pe asta. Și de o vacanță. De o vacanță de la podcast ai nevoie. Da, și am fost în Paris și știi ce am văzut singur? În cinema? A fost sau nu a fost? E mișto, da, și a fost funny. Dar ai văzut dublat în franceză? Ce da? Sisa și Lucy Selisa. Nu, era se dădea la Carrefour. Dar chiar lângă Cucurucu preso. Rula pentru cei care erau tentați să fure din Carrefour. Dar foarte și mișto. Și ca să-i oprească în momentul în care întindeau mâna. Sisa și Lucy Selisa. S-a furat sau nu s-a furat? S-a furat sau nu s-a furat? A fost sau nu a fost furt? Spre deosebire da. De celălalt episod unde am fost coerenți dar vulgari, ăsta e serios, ăsta e incoerent fan, dar incoerent total. Dar da. De ce trebuie să... Păi am făcut un tur cu viețile noastre, eu pot să spun așa și tu, nu m-ați întrebat. Bă, am terminat ieri de înregistrat audiobook-ul la Teoria Fricii. Interesant. Și a fost, bă, știi care e chestia? Mi-am dat seama că e mai ușor de scris decât de citit. Da, cred. Meseria de narator, de cititor, așa, băi, altceva, n-are nicio legătură. A, nu că tu ai făcut radio, îmi ziceau. Da, prietene, am făcut radio, dar eu vorbeam liber. Vreau să te întreb ceva foarte important pentru capul meu. Umanitate. Vreau să te întreb următoarea fază. Când ai citit cartea, ai avut momente că ai fi vrut să schimbi ceva? Nu, am avut momente când m-am înnecat de râs și a trebuit să mă opresc. Ah, ok. Eu am vrut să schimb. Și da? Bă, am găsit niște chestii. Că pe lângă, că știu, dacă citești unele lucruri. Am găsit ceva care nu... Asta e profesionalism, care adică nu sună bine. E ok să simți asta. Am găsit ceva. Am găsit vreo două, să zic. Păi nici eu n-am găsit. Eram curios dacă în momentul în care ai citit... Știi care e chestia? Am rescris-o de atâtea ori. A, clar. Încât nu la asta. Mi-a dat o grav pe emoțional la textul lui Didion. Tu știi, de fapt și tu știi. Da. Dacă, la John Didion. Nu mi-a... știm. Am citit cartea. Lorin a citit-o. Ei, n-am citit. Ai citit John Didion? Eu cred că da, A, crezi că da. Nu, da. Că acolo e foarte strong emoțional. Da. Și acolo... N-am terminat-o dar cu totul, dar am citit. Știi care e faza? Că am lăsat așa cu vocea, care era pe bune puțin gâtuită de emoție și am lăsat-o așa, adică nu am... Wow! Da, adică eram emoțional implicat vreau în chestia asta. Vreau să fac următoarea fază. Vreau să-l întreb acum în acest moment pe Lori... Dacă cum ți s-au părut adică sincer cum ți s-a părut cartea lui Iulian sincer? E o carte ca foarte mișto, ca orice, eu am râs foarte mult la multe chestii. Pe mine m-a impresionat dar și la Teoria tăcerii. Dar la asta m-a impresionat jocul de voci. Asta mi-a plăcut foarte mult. Și în primul rând
faptul că... Ce frumos ai zis! Ce jocul frumos ai voci, zis da? Pe cuvânt. De jocul de umbră, da. Jocul de voci. Da, okay. Jocul de voci, jocul de voci. Adică mobilitatea asta între discursul lui, discursurile celorlalți, faptul că are multe planuri, adică tu ai așa să spunem narațiune, dar ai foarte multe planuri în spate și așa mai departe, plus mi-a plăcut și scrisul, un scris simplu, mai simplu, puțin mai arid decât în teoria tăcerii, cred eu. Doar de ce e asta? Ce? Eu eram curios oare de ce. Dar mi se pare exact invers. Da? Mi se pare că e un scris nu neapărat complicat, cât complex. Da. E simplu, pentru că toți autorii sunt scris simplu. E suculent. Da, nu vreau să spun. Nu că nu mă apăr, dar nu zic, scrisul e suculent aici. E suculent, dar ce vreau să spun e... Vreau să zic că suculență. Altceva. E vorba de, în teoria tăcerii e mai multă teorie, pe când aici asta vreau să spun. E mai eseistică teoria. E mai eseistic, da. Aici asta e mai ficțională. Exact, mai ficțională și de asta spun puțin mai simplu. Asta nu înseamnă, adică ce vreau să spun, nu e simplist scrisul deloc. Spun doar că... Atât ar trebui să zici. Exact, atât ar fi trebuit să zic, da. Dar tu de ce l-ai întrebat asta pe pentru Lori? Că eu pentru că cred că am o doză destul de puternică de lașitate în viața aceasta, încât să nu întreb direct eu. Și atunci mă gândeam că poate prin Lori aș vrea să te întreb. Dar ce vrei să spui? Știi ce vreau să te întreb? Da. Cum... Ce doză de lașitate? Am o doză de lașitate maximă. Da. Și eu am. Și faza e următoarea. Ce vreau să te întreb este cum crezi tu că vede lumea din stand-up cartea ta? Băi, să știi că m-am gândit la chestia asta. Dacă au citit, crezi că au citit? Și mi-am dat un răspuns că de fapt n-au văzut-o. Mi-am dat seama că nivelul, scuze, cu câteva excepții, și pot să ți le zic care sunt favoriții mei, cu câteva excepții, nivelul intelectual al comunității de stand-up, de comedy din România, e foarte jos. Da. Nivelul intelectual, vreau să spun, nivelul de glume sau ceva, nivel cultural și intelectual, adică oamenii au un imaginar de ăsta de... Da. Foarte jos, așa, la firul ierbii. Nu zic că nu sunt oameni inteligenți. Cred că toți sunt inteligenți. Că inteligența... Așa este. Dar, dar sunt oameni necultivați, nu foarte educați, cu niște excepții. Adică oamenii care îmi plac mie și intelectual, bine, vă las pe voi ăștia trei la o parte. Și atunci? Sunteți prietenii mei. Da, nu știu, Toma mi se pare un tip foarte deștept. Îmi place Mincu. Da. Îmi place Maria. Vreau să te... Și atunci, poți să fac și o mică paranteză? Pe care am spus-o și... Dar în rest, sorry. Stai, pe care stai, am spus-o și la, și am spus-o și la lansarea lui. Nu este o carte despre stand-up. După părerea mea, nu este o carte. Acolo nu-i stand-up comedy. Eu sunt foarte curios de ce ai ales... Nu cred că au citit-o. Eu am ales rama asta. De ce ai ales rama asta? Nu e... Am ales rama asta pentru că mi s-a părut interesant să am un personaj în care se duce o luptă. În care se duce o bătălie între o frică foarte puternică și o dorință foarte puternică. Și personajul ăsta de ce găsește atât de interesant stand-up-ul, de devine atât de pătimaș cu el și atât de obsedat? Așa e construit. Tu m-ai introdus în zona asta, deci după ce ai apărut tu la podcast în 2020, când ai venit, am început să mă uit mult la podcast. Și, la stand-up, și ce mai cumva datorită ție am ajuns să-mi privesc niște experiențe din trecut în ramă comică, în cheie comică, și găseam, adică cumva mintea mea se dusese sub influența ta în zona asta și eu am scanat așa, mi-am făcut o ecografie a trecutului imediat, proxim, și am zis ok, care ar fi experiențele despre care aș putea să scriu, dar și în cheie comică, să găsesc o poantă, și cumva eu am strâns foarte mult material, și apoi când mi-ai recomandat cartea aia, The Comedy Bible, a fost decisivă pentru mine.
Și pur și simplu așa am construit, pentru că eu personal niciodată nu am fost tentat să fac stand-up comedy. Nici acum nu mă interesează. Da, tocmai că se simte această treabă, că dacă te mânca, dacă îl mânca pe personaj, nu pe tine, dacă îl mânca pe personaj ideea asta de a face stand-up, avea un fel de altă direcție. O altă traiectorie. Dar eram curios pentru că, uite, chiar s-a întâmplat la un moment dat să... Fix pe la început a fost un tip care a vrut să facă stand-up fix așa. Catase, fix așa. Îl cheamă Radu Dragomirescu și este regizor de teatru improvizat. Scria bine? Nu, e regizor de teatru. Știu, dar el scria bine glume sau poate? Avea niște glume pe care le vedeam, le-am văzut prima dată exact în zona asta. Să ia niște discuții de la niște filozofi sau să ducă niște momente din ceva scriitori de mai demult, să ia și să facă stand-up. Și când l-am ascultat prima dată am fost, mamă, ce, ăsta n-are nicio treabă acum în timpurile astea. Pentru că stand-up-ul e atât de la început, asta sunt chestii pe care le faci după ce stand-up prinde tradiție. Eu asta mi-aduc aminte, că mă uitam la el și eram, Jesus, cum să faci glumele astea? Tu nu știi cum e stand-up-ul acum? Era mult prea sus sau ce? Mult prea diferit? Era pe un nivel cultural. Mult prea sus, cultural. Veneau la niște oameni care voiau să bea bere, să fumeze în club și să asculte glume. Băi, asta e nivelul și publicul e foarte jos. E foarte interesant ce ai propus. Da, așa e, ar trebui să se vadă un pic foarte... asta. Bă, dar stai puțin, că și voi cultivați chestia asta. În primul rând, că dacă aici, bă, uite, hai să facem, ne luăm un an sabatic, renunțăm la căcaturi de astea, glume slabe și așa mai departe. Nu, niciun caz. Da, n-ai cum să schimbi lumea. Nu, n-ai cum să schimbi. Pentru că stand-up-ul nu și-a dorit niciodată asta în principiu. Nici nu trebuie. Stand-up a fost, gândește-te că toată lumea vrea să facă silly jokes, că au ajuns după aceea oamenii care făceau glume și stand-up să facă performanțe. Dar și Ricky Gervais face silly jokes. Silly jokes, toată lumea. Dar există stand-upers, să zicem, care nu ar fi așa de masă cumva, să zice că stand-up ar fi, ai avea așa imaginea asta unei culturi de masă, un pic mai glume. Bă, mai... Bă, Carlin era foarte sus. Asta vreau să spun. De George Carlin era foarte sus. N-ai și stand-up care sunt sus de tot, deci ideatic. Deci Carlin era foarte sus, cultural și intelectual. Adică Carlin chiar era un fel de filozof al stand-up comediului. Pe ce, n-are priză sau cum? A murit. Woody Allen mai era un pic. Woody Allen era în stilul ăsta. Steve Martin era. Oamenii care făceau comedia, stand-up comedy. Poate și Seinfeld era într-o zonă. Seinfeld e genul ăla care vrea să fac bine. Ăsta de-mi place mie acum foarte mult, Larry David și Mike Birbiglia. Ăștia sunt Larry David este de multă vreme și are o și a găsit un stand-up comedy. El nu mai face stand-up. El a făcut stand-up înainte de Seinfeld, dar apoi n-a mai făcut. Și era mega cringe. Adică erau niște faze cu Larry David care se urca pe scenă, se uita la public și spunea, nu în seara asta. Și pleca de pe scenă, adică îi dădea seama că... Adică Larry David este unul dintre... Iubesc. Eu acum mi l-am luat model, un pic de haos. Te uiți la Curved by... Curved entuziasm. Asta fac acum și este efectiv. Fiecare situație din ziua respectivă, din ziua pe care am petrecut-o, mă gândesc așa, what would Larry David do? Din treaba asta. Tare, da. Pot să vă dau, să vă descriu un pic, că am râs foarte tare cu nevastă mea și cu nașii, că în două seri diferite am băut niște bere și le-am făcut un fel de miniserial al nostru. Însă așa, noi suntem patru personaje în Istanbul și o să vă ofer acum câte un episod să văd dacă vă place. Și mă rog, ideea e că se întâmplă în felul următor. Ideea unui episod este că într-o anumită zi am fost la un spectacol cu derviși. Derviși sunt cei care se învârt și e o metodă spirituală. Bă, se învârt bine. Mi-au plăcut dervișii ăștia. Da. Pentru că, bă, au știut să se învârte. Au știut să se învârte. Da, și am structurat ziua noastră pe două fire. Și anume, primul fir este că mi-am pierdut ceva și tot voiam să-l găsesc.
Și a doua este spectacolul cu derviș, unde se întâmplă chestii tâmpite. Și primul este, primul cadru este cum mă învârt prin casă să caut lucru pe care l-am pierdut. Și tot timpul... Da, te învârți artistic, da, adică, exact. Evident. Și tot timpul sunt... Dragul meu, e foarte Larry David, asta e tare rău. Da, dar trebuie să ai și o robă de aia, mă, care să... Da, dar faza este cumva ajung cu mâinile să fiu în această poziție. Da. Să caut în așa fel încât să ajung în această poziție, cel puțin în învârtirea mea de subtil. Dar asta era faza, eu caut ceva. Deci caut ceva în timp ce mă învârt prin casă și îmi găsește, bineînțeles, îmi găsește soția. Era mereu sub nasul tău. Uite, așa da. Faci de fiecare Băi, dată. De ce femeile găsesc chestii pe care noi nu le găsim? Nu e o regulă. Nu e o regulă generală, să știi. La noi, în familie, eu găsesc lucrurile și Ludmila nu. Da, da, evident că mai sunt și excepții, dar zic în general, femeile. Da. Nu știu, sunt parcă, poate pentru că fac ordine în casă, ceea ce ar trebui să facă sunt, da? Curat în casă Doamne. Și nu să pună alte femei. Scuzați-mă. Da, da, dar mă rog, să revenim. Bă, vezi că ți-o iei. Și ce dacă? Mă, acum ați luat a doua bere și nu mai îmi pasă. Că mi-aș picioare. Abia a doua bere e prima bere. Ca să citești din clasice. Da. Deci stai așa, no, te nu te tu nicăieri. Nu te mai duci nicăieri. Cum e aia? Încă una și încă una. Că vreau și eu să ascult. Nu deci, mă duc că vrei tu, mă stau că vreau eu. Nu, dar nu, și faza nu este... Dacă păi asta nu, nu, vreau să mă duc la baie. Ah, ok. Și faza e următoarea. Dar vreau să aud acum glumă. Deci ideea e așa, deci se întâmplă asta așa, după care ajung cele patru personaje, ajung la spectacolul de derviș. Unde, bineînțeles, că avem așa, sunt de oameni... De derviș, cred că. De derviș. E accentul. Dar sunt doi derviș. Oameni foarte credincioși. Cu doi care sunt mai deschiși așa, știi? Și, în fine, sunt puși oamenii ăștia undeva într-un loc în care se așează un simbol al dervișilor, care este fix în fața lor. Și, bineînțeles, că apar gânduri din genul să știi că despre noi e vorba, este noi trebuie să facem parte din acest spectacol și nu știu ce. Începe spectacolul de derviș și începe ăștia să se învârte, la un moment dat, bineînțeles, cineva se simte foarte obosit, se lasă pe spate în timp ce vrea să se odihnească un pic, întinde picioarele și se împiedică unul dintre derviși. Erați foarte aproape. Da, da, eram foarte aproape, eram în primul rând. Și se împiedică unul dintre derviși și cade și este dat afară și ăsta îl urmărește tot timpul pe ăsta care este dat afară și atunci îi caută pe ăștia care i-au pus piedică. Crede foarte tare că ăla i-a pus piedică pentru că are ceva cu el. Și îl caută prin oraș și de aici faceți voi că mai sunteți scriitori. Lasă că aplaudăm noi mai încolo după ce vine poanta finală. Eu, da, o să râd când o să... găsim o soluție la asta povestea e, trebuie asta. Găsim să găsim o soluție la povestea asta, dar asta mi s-a părut foarte funny doar ideea că când te învârți și cauți și gata, am avut. Ce zici? De cine s-a împiedicat ăla? De tine? Da. De tine? Da. Și noi plecăm eu, repede. Nu, eu o vedeam așa, deci când ai început să povestești, eu vedeam așa că... Au să verifici și secundele, te rog. Vedeam așa că show-ul lor, câți erau pe scenă? 5. Deci rămăseseră 4. Da. Și ăia 4 nu mai știau ce să facă pentru că aveau nevoie de încă unul. Și a zis, frate, și vine unul la tine, toată lumea a văzut că de tine s-a împiedicat. Și a zis, frate, uite care treabă, el chiar s-a accidentat, trebuie să urci tu în locul lui. Și tu, asta ar fi absolutul Larry David. Da, da, deci așa și tu n-ai ce face pentru că se uită foarte urât niște bodyguard și turci la tine. Gata. Și te urci, da? Și te urci pe scenă, repede te duci, îți pui un căcat de la cu care se îmbracă ei. Și iese mega funny. Deci iese pentru că iese împleticit. Și în timp ce mă învârt, îmi și aduc aminte de unde am pus chestia. Exact. Și iese foarte amuzant și ăștia aplaudă de unde se uitau așa cu toții, da, mă, se învârtă. Da, da, da. Și dintr-o dată apare un element nou, un derviș fără experiență prea mare din Bacău. Seamă, derviș din
din Bacău, da, nu există. Da, da, da. Așa, și după aia, pentru că are un mare succes, vine un impresar și te pune să semnezi. Și tu îi spui lui mine, îmi pare, eu rămân în Istanbul. Wow, 42 de ani direct. Și Ludmila cu Maria și Răzvan se întorc în țară și tu rămâi, pentru că și oricum câștigi mult mai bine din dervișăreală decât din dervișap. Dervișap comedy. Dervișap comedy. Să exact. Mă împărt atunci. Da, și apare, și, și apare un nou curent, dervișap comedy. Înțelegi? Și asta e, deci se schimbă istoria. I like it. No? Asta înseamnă un scriitor să vină pe o idee. Așa am văzut-o eu, așa. Bă, am vizualizat-o. Și atât, eu. Gata, ieșim. Atât, ieșim. Ieșim, da, da. A ieșit și Remus, a ieșit și tu? A ieșim. Scuze dacă... Ai făcut cărchiță? Nu, zic scuze că dacă am dus... Dacă să ieșim de subiect. Nu, că nu era... Te-am ajutat puțin cu povestea ca să... Da. Să știi că mai tot... Mi-am tot venit pe idei și mi-am ai dat seama... Ai făcut cărchiță? Doi. Nu, ai exclusivitate la căcat. În studio doar tu te caci. Ai, da, domne, deci, da. Nu, chiar este exclusivitate. Nu e adevărat. Ar trebui să faci o poză după să facem un calendar RSS cu căcaturile lui Lori. Aveai tu, Iulian, ideea asta la un moment dat. Căcatul artistului. Da. Așa. Scuze. Ce ați mâncat în Istanbul, mă interesează? Ceva bun. Ceva bun. Da, ce ați mâncat? Chinezesc. Foarte bun, bravo. Foarte pe aproape a fost. Foarte pe aproape a fost. Foarte pe aproape, pentru că ne plimbam pe stradă și am văzut un corean. Moldovenească. Care moldovenească? A fost cu mașina la noi. Sarmale. Ce ghitură. A fost cu mașina, nu? A fost un restaurant corean în drum. Și... gata, știu ce am mâncat bun. Gata, vă spun. Dar a fost un corean pe drum și... Un restaurant corean pe drum și mie îmi plac foarte mult restaurantele... Ăstora coreeni. Bă, de asta te și duci. Băi, băiatul, au niște fouri atât de bune. Cea mai bună supă, Doamne, și mie place foarte. Este bă, și coreanul ăla proaspăt. Am fost la Paris la un corean pe vremea când exista Parisul. Când exista Parisul și existau persoane care să-mi plătească avionul și cazarea și masa. Mm-hmm. Da. Și sigur ascultă. Se vede că ai trecut pe picior mare. Dar nu era al meu. Da, înțeles, da. Nu era al meu, era mare. Era mare. Nu era al meu. Pentru că mi-e place foarte tare zona aia. Îmi place foarte mult mâncarea orientală, mă rog, din Orientul ăsta foarte apropiat de noi. Și mie îmi place. Și eu voiam să mă duc în Istanbul, dar nici nu m-a invitat la ziua ta. Voiam să mă duc, vreau să mă duc să-mi fac documentarea pentru un mic roman. Că se întâmplă, ajung personajele mele pe acolo, dar vreau așa doar olfactiv, știi, doar să mă plimb, să intru în niște restaurante și să mă plimb puțin pe acolo. Musai. Deci asta vreau, pentru că am eu auzit fost, că e foarte mișto Istanbul. E senzațional. Eu am fost odată, dar am fost în 95. Nu se mai compară. Deci exact, și eu am fost acum câțiva ani, dar mulți acum, ani. Aproape 30 de ani. Aoleu, am fost acum 13 ani și mi s-a părut diferit Istanbul. Nu-l mai recunoști. Aproape 30 de ani am fost. Nu-l mai recunoști. Da. Dar trebuie să-ți iei, doza de Istanbul dacă ai nevoie de... Băi, am nevoie, da, vreau... Și eu aș vrea să merg neapărat. Bă, poate facem noi expediție. Hai să mergem toți. Hai să mergem. Ar fi o treabă să mergem toți pasul în Istanbul. Putem să aplicăm la Bojog Events? Dacă vreți să mergem cu mașina, facem 8 ore până acolo și luăm 4 zile. Ar fi, mamă, road trip toți 4 până la Istanbul. It's alright. Gata, facem. Dăm luăm un Airbnb, mă. Hai. Băgăm, facem. Ai tu? Dacă mai dai o bere. Atât de preocupat. Ce? Care e problema ta? De ce nu ne lași să mai bem? E împotriva băuturilor la podcast. Cine e problema? Remus sau eu? Vreau să nu. Vreau să ducem. Fii sincer. Suntem bine. Vreau să ducem încă 10 minute într-o stare decentă.
ca să nu-mi stricați mie să trebuiască să editez. Hai mă, pula mea, să bem, ce pula mea e asta? Vine la revoluțion, deci, la revoluțion. Decent. Deci tu ia-ți și pralexul și lasă băieții pătri. Că vreau să țin decent. Deci în primul rând că vreau să mă, nu știu cât mai pot să mai stau foarte mult după. Așa, pentru să mai că, bei. Fii atent. Du-te mă și mai bă o bere dacă vrea șeful. Nu știu cât mai stau, aș vrea, eu încerc să combin cum fac în viața mea de agitat până mă lenevesc. Încerc să combin utilul cu plăcutul fără supărare, dar copiii își tot doresc să ajung, să-i culc, să culci, am fost destul de mult timp plecat. Și vreau să zic următoarea fază. Istanbul, gata! Mergem! Facem! Și eu vreau, și eu vreau. Deci da, vă promit următoarea treabă. Dacă n-aveți de gând să vă cumpăr ceaiuri și cercei, nu, pentru atunci că ne descurcăm. Dai mă, ce merge. I-am luat aseară cercei și lui Lori. Nu, adică ce cercei? Și acum Istanbulul cercei te fură. Istanbulul te fură. Deci mergem, te fură, mergem, cum nu te fură niciun oraș. Cercei. Dar mergem noi patru, nu? Da. Mergem noi cercei patru. Du temps pe nu e asta. Când ajungi acolo este, sunt atâtea culori. Mulțumesc. Bă. Sunt atâtea culori. Ce medicament? Așa mă, că eu, știi care, deci după ce plecați voi, eu trebuie să fac curat. Am luat. Desfă-mi. Bă, dar să știi că am spălat cu cifră. Stai liniștit, că am pisici deci în casă, deci ce mănânc, e toxoplasmă. Din alea psihosomatice. Știi că m-am apucat de canto. Termine, că te-ai și lăsat de când. Nu. Iar te-ai apucat? Cânt, da. Fac data trecută mai țineți minte că nu da. Aveam niciun chef. Hai. Mă scuzați. Da. Facem da. Bă, hai, deci pe da, bune, măi, da, mergem. Da. Iunie. Ar fi drăguț. Când? Iunie. Bă, da, iunie, stai puțin, că are fiică mea examene. Are bac? Are. Mai o săptămână. Scriem pe reconciliere. Hai să nu. Ce mă, poate să fie începutul lui iulie, de ce nu? N-ai treabă. Asta ar fi drăguț, nu că e plecat loc. Nu, iunie. Nu, e foarte cald, nu merităm. A, e da, chiar. Mai, e maiu, trebuie poate să poate în mai, acum. Bă, eu pe 26 mai mă duc în Olanda, mă duc în Amsterdam la un club de lectură cu teoria fricii. Frumos. Club de lectură, așa le se mai spune acum. Vorbesc serios, m-au invitat niște oameni. Mi-au cumpărat bilet de avion, cazare la hotel. De cine frumos, muncește, lumea te vede. 700. Super adevărat asta. Deci pe bune. Oricât de mult nu mai o greșești, mă, cu berea, cu berci. Oricât de mult greșești, faptul că muncești, aia se vede mai Iulian, mult. Ești contra noastră, la propriul tău podcast. Da, ești așa, ești. Cineva trebuie ești să aibă tiran. Grijă să nu vă pierdeți mințile. Bine, haideți să... După un veac de vulgaritate... Bine că ai tu grijă noastră. Ce citesc această zile. Carte? Ce carte citești? Un veac de singurătate. Citești un veac de singurătate? Wow. Prima dată? Prima oară? Da, prima oară. Mamă. La 42 de ani. Dar nu, dar care e ideea? De unde? E în Mexic? Se întâmplă toată treaba? Columbia. În Columbia? E un spațiu imaginar, mă. Știu că e spațiu mai... E columbian? Columbian, deci, da. Deci e în Marfa bună. Marfa bună. Super. Marco Buendia. După primele două fraze, știți... A scris că în Mexic, era locuia în Mexic când a scris. Când a scris-o, locuia în Mexic. Băi, este incredibil că se transmit informațiile dacă te lași așa atent. Dar îți place, nu? Foarte mult. Sigur, sigur. Am apucat de carte, am citit vreo 4 capitole și am lăsat-o și acum m-am dus în Istanbul și am citit obsesiv. Când am prins, mă trezeam dimineața și am prins vreo două ore de citit și am ajuns pe la pagina 180. Nu lași. Dar e foarte interesantă. Te lași duci de val de toată încrengătura aia. Adică e o încrengătură a oamenilor. Da. Așa, păi, am încercat să o recitesc, n-am mai putut. Nu ai văzut? Nu te-ai pus în stare. Da, dar o să vreau să o recitesc. Eu am recit-o pe la 25. Acum, da. Am recitit vreo 100 de pagini. Eu trebuie să citesc și Shogun și Cireșare și mă culc. Da, nu știu. Nu, ce ai cu Marchez? Clasa 7. Păi, Shogun. Eu vreau să citesc și listele de cumpărături ale lui Marchez. Dacă le are, dați-mi le. Ce își voia e să le ia de la așa magazin? De, așa mie de... îmi place enorm. Da, și mie îmi place. Îl iubesc. Bine, bine, Remus. Ne vedem în august atunci. E ok. Fă egocentric, așa, adică... Ne vedem în august, e ultimul roman publicat de Marchez Postum, ca să explicăm gluma, că altfel rămâne doar cu jucnirea, știi? Da, păcat.
Păcat, nu a prins nimeni. Și ce a făcut Marchez? Deci Marchez, normal că a mai scris și el în ultimii ani ai vieții, el suferea de demență și i-a zis, bă, fiilor lui, nu publicați cartea asta. Și fiii lui, după 10 ani, ce au făcut? Au publicat cartea. Ce părere ai? E o demență. Uite, cum le zici tu lui Paul și lui Petru, le zici, bă, băieții mei, nu publicați caseta asta VHS cu tata, de la cu glumele astea și cu ăsta. Mulțumesc din suflet că mi-ați luminat. În seara asta mi-ard agendele. Deci ce fac acum este ce credeam că pot să las la ăștia să înțeleagă. Bă, le iau și riscant. Fac grătar. Eu vreau să ard o grămadă de manuscrise. Am făcut cea mai mare imprudență. Cea mai mare imprudență am făcut-o. Am o agendă galbenă. E o agendă galbenă. Bă, este galbenă. Și am scris în ea din 11 octombrie 2021. Am început să îmi scriu începutul vieții mele, cum ar veni. Fiecare moment în care mă zbat și mă răzbat și mă lupt și așa mai departe. Și scriu chestii în toate stadiile posibile. Acea agendă am fost în Turcia o săptămână. Acea agendă eu știu lu dur. Așa. Acea agendă eu o las lejer prin casă, în bucătărie, pe o masă în sufragerie, în cameră pe noptieră, neștiind ce da, are multe momente de o intimitate maximă. Și când mai iau agenda, eu o închid ca pe o carte de blesteme. Sau pe carte porno, știi? Sau să nu-mi iau vreo palmă ceva. Și îmi deschid, mai deschid câteodată acea agenda galbenă și văd așa. Roxana, te iert. Știi cum închid mâncația și gura ta? De parcă îmi închid trecutul, știi? Cine e Roxana? Pârți și mărți. Nu, altă rego. Îți citesc cartea direct dacă vrei. Cartea. Agenda e obosită. Dar asta e pe bune? Adică apare la un moment dat chestia asta cu Roxana? Am deschis cartea. Deci e foarte mișto, mă. Băi, dar înseamnă că trebuie să scrii o carte. Fii atent, subconștientul te lucrează puțin la chestia asta. Îți amintești când mi-ai spus că vrei să scrii o carte? Și că îți dai un an și anul a trecut de două ori. Și că ai venit cu valijoara aia. Ai venit cu valiza. Bagă Costel, bagă-mă discursul ăla pe care mi l-ai băgat și mie. Bă, dar poți să te oprești să nu vorbești ca un descreierat și să fii puțin atent că îi spuneam ceva? Eu să nu vorbesc ca un descreierat? Da, pentru că nu ești atent. Dar poate că tu nu ești atent la mine. Costel, îți spuneam că am vorbit odată că ai vrea să scrii o carte. Și eu am zis, bă, te ajut. Și tu ai venit cu Bojog Events, ne-ai pus homebank-ul pe masă, pe masa din bucătărie. Da, știi ce e ciudat? Pentru că e așa o... Ar trebui... Uite, fii atent, dacă... I don't know. De ce, mă, dar de ce să nu faci asta? Măi... Ca exercițiu. Ca exercițiu. Fii atent, o soluție, eu ți-am zis, o soluție este așa, să te înregistrezi, pentru că o carte poate să fie și o carte vorbită, pur și simplu, îți spui o poveste, tu spui o poveste, îți spui povestea ta, nu știi să scrii, știi cum, mulți au fost și apoi au transcris, unii au editat, au redactat și aia a ieșit o chestie foarte naturală. Eu nu sunt un scriitor, datorită dozei mele de lașitate. Maxime. Ei, nici nu te pricepi. Să-ți spun aici o chestie, că-ți vor sufletul pe tapă. Din cauza faptului că eu nu am fost niciodată un om echilibrat și corect în viața mea, eu nu pot să scriu nicio carte. De-aia nu scriu nicio carte. Ce pentru legătură că, are corectitudinea? Ba da, corectitudinea are în felul următor. Deci, în momentul în care tu duci firul vieții tale și știi rânduirea faptelor tale, tu știi că ai în ocusătura emoțiilor, în jurul acelui fir al destinului tău, mă scuzați, fac urât la băutură.
în cursul ăla întins al vieții tale, tu ai avut cusătura aia așa dubioasă a emoțiilor tale. Și emoțiile mele m-au făcut să văd total distorsionat continuitatea vieții mele. Dacă aș putea să scap de emoții și să spun exact cum s-au întâmplat, cum au decurs de lucrurile. De ce să scapi de emoții, băiatul meu? Emoțiile sunt foarte importante în scris. Da, iar scriitorii nu sunt ființe corecte. Nu sunt corecte. Mie nu-mi place să... Uite, zice Remus ce spunea Philip Roth despre literatură. Ia ce spune zicea Philip Roth despre literatură? Literatura nu e un concurs de frumusețe morală. Și atunci în literatură ar trebui să se vadă cusătura asta a emoțiilor. Nu, evident, trebuie să scrii bine, da. Evident, asta, da. Trebuie să fie good writing, dar nu contează că multe cărți care nu sunt scrise bine au un mega succes. Uite, Bendeac. Bendeac scrie execrabil, scrie foarte prost, deci este incredibil de prost ce e acolo la Book Zone, unde publică asta el. Pe baza persoanei lui. Da, dar el e vedetă, dar doar că tu ai prieteni scriitori și cartea ta o să fie super bună. Ne ocupăm. Da, și cred că și așa îi scrie mai bine ca Bendeac la prima mână. Nu știm. Eu cred că da. Iată meserie, nu știu. Problema pe care o am în a mă porni în toată treaba asta este următoarea. Eu cu ce cap scriu? Scriu cu capul ăsta al... Cu cel mai ticălos cap pe care tu l-ai. Cel mai ticălos cap? Cel mai ticălos cap. Dar de ce să caut acolo? Pentru că acolo e poveste. Acolo este mega interesant. Exact. Deci doar din ticăloșie și din putreziciune. Ca la stand-up, că e aceeași chestie, de da, fapt. Mă, te da, duci, doar că ai grijă de limbaj un pic mai mult, mult mai mult. Pentru că tu la stand-up te ajuți foarte mult de corp, de voce și de acting. Ce vrei despre Muntele Athos? Dacă a fost ai, Muntele Athos. Păi nu, dacă ai povești, are 10.000, ai ispite, se întâmplă chestii incorrecte care n-ar trebui să se întâmple pe Muntele Athos, alea sunt subiecte. Da. Alea sunt subiecte de scris. În rest... Că te-ai dus tu la Nirvana cu satelitul în Nirvana. Nu vreau să-i fac o dedicație lui Costel, dacă vreți. Dar ce interesantă e toată treaba. De ce v-ați... susținere? Foarte mișto susținere. Atât ne permite. Asta se face aici. Se jignește. Eu înțeleg asta cu lașitate. Se jignește și se susține. Înțeleg legătura între scris și lașitate. Adică... Între absența scrisului și lașitatea. Da, între absența scrisului și lașitatea. Ce ușor e să nu scrii lor. Știi, exact, știi ce ușor e să nu scrii? Exact. Oricine poate să chiar nu scrie. Chiar mă gândeam, un amic a scris zilele trecute pe Facebook că una dintre cele mai mari chestii pe care le face acum este că s-a apucat să scrie. Cele mai grele. Da. Adică, cred că... Da. Cine? Nu știți. Da. Că s-a înhămat la ceva, știi? Că s-a înhămat la o chestie. Adică... Da, se pricepe sau... Cred că da. Dar nu, e mai... A mai făcut chestia asta? Nu, n-am mai publicat. E un început, da. Oamenii acum, unii dacă oameni există, experimentează există... curajul acum. Da. De un curaj. Vreau să-ți fac o dedicație și după aia vorbim, vrei? Bine. Fac un pipi repede. Stai puțin că depinde ce dedicație. Pentru că mi-e teamă de YouTube, crede-mă, mi-e teamă. 30 de secunde. Nu e nevoie de prea mult ca să-l blocheze. Ce? Spune ce? Că... Geza se numește. E un rapper. Cum? Geza. Geza? Geza. Geza? Geza. G-E-Z-A. Ok. Geza. Geza și mai ce? Geza. Geza. Am băgat Geza. Altceva? Geza Anda? Geza Turkish Rap? Da. Ăsta? Da. Turkish Rap. Prima piesă, cum se numește? Ceza? Holocaust. Ceza, mă, nu Geza. Ceza, așa. Holocaust? Asta, Holocaust, da. Că tot am vorbit în bucătărie. Bă, da, citesc cartea lui Victor Frankl, Omul în căutarea sensului vieții și este tulburătoare. Da. Vă recomand. Și? Dă-i mai în față, hai că voiam să... Stai, și ce? Adică... De ce i-am pus? Are o performance foarte mișto la un moment dat. Are? Dar nu, care flow mișto. Da. Mă uit la mașini străine la chestia, ia, dă-i mai în față. Nu-mi
scoate așa. Nu. Costel pe scena de spectacolului de derbișărie. Ia, puneți căștile ca să auzi ce... Dă-i mai fața. E tare, rău, îmi place. E foarte mișto. Ia, ia, ia. E bun, bun. Stai, stai, că e la un lăb. Cine pune niște lori să puțin. Cât de bine. Bă, cine consumă Cipralex are ritm bun. Îmi place de mor de... Și acum, mă dai mai în față un pic, un pic. Mai dai. De unde, ca... de unde ajungi să le auzi pe astea? Cum ajungi? Să asculti, păi, radio-uri? Ascult radio-uri, chestii, da, da. Deci tu ești multe... Cum să zic, se cheamă chestia aia de... Vrei să... Da, face, face singur, așa, știi? Face fără asta. Dar în fine. V-a plăcut? Foarte bine. Foarte bine. Tipul, da, da. Profi. Stai că... Iar... Mișto! Mare, turcesc, da, 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 da. Și tipul foarte merge funny, cu... foarte funny. Bă, hai să mergem la Istanbul două zile mergem, măcar, frate. Da, mergem. Asta e foarte realizabil. Da, deci facem. Adică e... A, păi pot să vă spun e... de unde știu, dar... piesa asta. Este, hai, un documentar pe care vi-l recomand, făcut de cei de la Aștuțen de Noi Bautăn, marea trupă de punk. Ok. Sau prin intermediul ei au fost producători. Despre, se numește Crossing, nu mai știu numele. Este vorba despre muzica de stradă din Istanbul. Și acolo i-au vizitat Istanbulul, sper, așa cum o să-l vizităm și noi. Mama, super mai. Urban. Și au găsit tot felul de trupe de-astea super underground, de muzică turcească. Dacă mergem cu mașina, luăm să înregistrăm de acolo. Băi, da, da. Recomand. Acolo... Hai să punem pe hârtie, hai că e realizabil. Hârtie. Adică 2-3 zile mai ieftin. Și apropo foarte... de asta... Vă recomand documentarul, e foarte mișto. Crossing, nu știu cum se numește. Ar trebui să fim, dacă suntem băieți... Și suntem, nu am, băieți. Și trebuie să ne plimbăm prin cele mai dubioase locuri ale Istanbulului, să nu facem în conjurul turismului istambulesc. A, nu, nu, la nu, și nu, să la ne chestii. Ducem în zone șmechere, Ceza, să ce chestii. Să mai, da. Da, Istanbulul poate să fie mega interesant. Da, 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 pe, da. La cât este de imens, recomand să și facem. Și dacă, asta. Dar nu promitem, dacă reușim... Dacă reușim, o să încercăm, dar nu promitem, dar dacă reușim să aducem în țară sabia lui Ștefan cel Mare, hai să vedem. O vindem. O să tăiem o brânză de Moldova. O vindem la Giurgiu. Vreau să tai o felie de mozzarella. O să facem o salată de roșii cu brânză. Capul lui Moțoc. Băi, nu râdeți, uitați-vă la întoarcerea lui Vodă Lăpujanu. E un super film, da, Shakespeare. Lasă-mă, băiatul. Deci bă, efectiv m-am dus cu cele mai mici așteptări. Pune, băi, dar nu punem atâta suflet că, băi, este ridicol. Nu este ridicol. Iulian, dacă tu o să vezi filmul ăla, o să te caci pe tine și tu și tu și din tu. De ce an e făcut? Este în 1980. E Shakespeare. E mai tare decât toate sezoanele din Game of Thrones. Deci nu vorbesc serios, e bun, deci, e incredibil. Vorbește-mă normal. Nu vreau să vorbesc normal pentru că m-a posedat Moțoc și Lăpușneanu. Bă, dar ți-a dat capul Moțoc. Viața este cap, foarte frumoasă, frate, așa cum ne surprinde cu fiecare episod. O experiență mistică să vezi un film singur la cine. Să te sperie. Nu e mișto să te sperii. E minunat să te sperii omul de lângă. Mai ales dacă îl iubești. Ok, iubesc, mă, așa, iubesc. Dar și eu te iubesc. Îl elimin mai ușor. Plus că noi avem afacerea noastră de fiecare duminică. Eu sper să câștigăm ceva. Bine, mulțumim. Mai vrei să-ți spuneți ceva? Mai ai ceva? Costel, la mulți ani, la te mulți îmbrățișez. 42 de ani, ține minte. Costel, ține minte, o vârstă foarte importantă. O vârstă, băi, foarte importantă. Dacă... Ține minte trei cuvinte, ochi din pentru alb. Dinte. Maslove. Colț alb. Virgilianțu pe vechi.
Iată, mă. Nu, nu, nu pleca. Da? Nu poți să lași așa ultimul. Cu astea două glume foarte proaste. Dar ce ai zis? Vă mulțumesc. Am zis băi colț alb și băi Virgilian Zupeal. Dar e foarte mișto când pe dai... Pe vechi, pardon. Când o să dai colț, o să spui că ai dat colțul alb. Da, am dat colț. Vreau să zic următoarea față. 42 de ani. Nu vine să cred că față de unii e o vârstă să te simți tânăr și față de alții e o vârstă să te simți bătrân. Față de cine? Față de nimeni nu te simți bătrân la 42 de ani. Am copii 30. Lângă ce-mi cresc. Cine? Nu mă, ești tânăr 42 de 42 ani. 42 sunt tânăr. Eu am intrat pe spirala aia, am 50. Nu arăt, arăt de 49, știu. De 49 și jumătate. Fix. Aproape. Dar numai la, bă, ai schimbat la 50 de ani prefixul, ești de căcat. Prietene, mai foarte puțin. Mai la 40 e o iluzie, dai, știi? Dai colțul alb. La iluzie. Bă, la 42 de ani poți să spui că ești la jumătatea vieții. Eu la 50 de ani, pe la, bune, la sfârșitul cine ei. Șora? Da, e dreptate. Cine, da, nu, cine trăiește 100? Mama, deci cine vrea să trăiască mai... 100 de ani în primul rând? E penibil. Eu, e cred, penibil. Că aici, eu cred că aici este o mică bubă. Nu se cade, e lipsă de respect. Eu cred că e o mică bubă. La Pușneanu cât a trăit? Foarte puțin, 68. Da, da, Moțoc? 68? 68 de ani a trăit, mult. Da. Țuranu. Și două domnii. Nice. Cred că e cea mai ciudată domnia treabă este... Bă, deci cea mai ciudată treabă este să, să încep să calculezi jumătățuri și la. Bă, eu uite. Cred că... Fii atent, da, există un mijloc al vieții. Uite, a scris Silviu Dragomir o carte foarte bună, se cheamă Mijlocul vieții. Chiar e bun, adică pentru okay. că îți dă niște perspective. E cu vasul alchimic, cu ce, cu diverse chestii. Bă, e chiar mișto. Și el explică așa, că de fapt mijlocul vieții nu este vârsta, nu te raportezi la vârsta biologică. Este de fapt o vârstă psihologică, pentru da. Că la mijlocul vieții poate să se afle mental și un om de 60 de ani. Da. Ci că mijlocul vieții, pe planul ăsta, e între 45 și 65, parcă așa spune da, Silviu. Da. Și eu chiar recomand, adică lor foarte bună premisă. Și se face o reconversie de forțe, vieții. Adică în prima jumătate a vieții tu te ocupi să acumulezi resurse și așa mai departe și la mijlocul vreau vieții să vă zic și e o întoarcere către interior foarte da. Mult. V-am zis gluma mea despre totalitate? Totalitate. Sună bine. V-am zis-o? Nu. Asta e acum ideea spectacolului meu se învârte în jurul totalității. Ce frumos. Ce înseamnă totalitate? Este conceptul totalitate înseamnă responsabilitatea matură a părintelui de tip masculin. Totalitate. Este inspirat din Mortal Kombat. Totalitate. Că Mortal Kombat adică, e fatalitate. Da, pentru că în Mortal e Kombat mortalitate. În Mortal mortalitate Kombat, combat. În Mortal Kombat e un joc pe care îl jucam când eram adolescent, știu, că asta e ideea. Acolo okay. că maturitatea înseamnă un joc din copilărie. Și în acea idee este că eu mie îmi plăcea să joc cu Sub-Zero, că așa mă vedeam ca adolescent, Sub-Zero tot timpul. Și jucam cu acesta și îi dădea fatalitate. Era fatality. Animality și bebality. Și îl transforma și mă gândeam cum ar fi să-i dai și totality. Să-i dai totalitatea. Și Sub-Zero ăla când era amețit așa și îi puteai, făceai combinația aia de taste, îi dădeai totalitate și se trezea deodată. Am uitat să-mi iau copii de la grădiniță. Aoleu, trebuie să pun lucruri în frigider. Ceea ce mi se pare așa penibil pentru Sub-Zero să trebuiască să pună lucruri în frigider. Ce vreau să spun în tot discursul ăsta, pentru că îmi place foarte mult să nu se râdă și să nu se înțeleagă, deși mă frustrează foarte tare, că aș vrea foarte mult să se râdă în hohote și oamenii să aplaude și la chestia asta. La chestia asta e așa. Este de ce îmi place, de ce pentru mine e un ceva ce ar trebui să o spun altfel și să-i mai adaug ceva explicații. Pentru că în toată combinația asta, de ce mă văd eu sub zero? De ce îmi place mie de sub zero și de ce m-am văzut eu sub zero și de ce mi se pare penibil că sub zero trebuie să pună lucruri în frigider? Este o chestie foarte fină în capul meu ca evoluție a noastră ca eroi. Pentru că noi tot timpul tindem spre un personaj.
Noi nici nu ne dăm seama că noi suntem personajul ăla. Și sub zero tot timpul tu te vezi sub personajul ăla, deși tu ești personajul ăla. Și la un moment dat personajul ăla se vede sub în viața sa. Așa se vede sub eroismul său și pentru că trece timpul și nu mai e același erou. Și pentru că mie, în dar ideea e trist, mea, nu e vesel. Nu e. E o e dramă trist. Ce povestești, pentru da. Pentru că da, da, și asta e ideea pe care o am în capul meu, pentru că sub zero să trebuiască să pună lucruri în frigider este exact ce o ucide un erou. Ucide. Da, da. Sub zero e un erou care umoară cu gheață, e un supererou de gheață. Ucide, îi ucide visele îi ucide lui sub zero. E foarte trist. Toată ideea de a pune lucruri în frigider este nu mai are curajul de a lupta. Lucrurile trebuie puse în frigider. Bă, da. Și uneori, dintre toate personajele uneori astea, da, uneori trebuie să înainte de a ne culca, știi, ne uităm în bucătărie, bă, ce am lăsat pe afară. E un fel de sfânt al închisorilor da, domestice. Da, exact, exact. Da, ești da, acolo, 42 de ani, mulți înainte. Doar că pe 14 martie va fi fost ziua mamei mele. E mâine. Doamne ajută, ce frumusețe de da? Doamne ajută. Și este foarte interesant pentru că mama mea împlinește 73 de ani și eu m-am născut în 73, iar eu anul ăsta împlinesc 51 de ani și mama s-a născut în 51. Wow! Un an minunat. Ia uite, deci această simetrie dulce melodie. Și am pus niște Mihaela Mihai. O doamnă foarte drăguță. De-ai fi tu sal ce la mal. Deși și copilul minune cântă destul de bine piesa asta. Extraordinar. Da, 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 ia, ia, ia să vedem copilul minune. Ba, ce minune. Super. Hai, cu Horia Moculescu. Da, da. Cântă așa. Copilul minune, da, cu Horia Moculescu. Copilul minune. Bă, da, și e ok, e ok. Auzi cum i-a zis copilul minune. Da, Adrian, mă, Adrian, Adrian nu ei se mai spune de mult copilă. Și are și el o vârstă. Adrian, i s-a dat totalitate. Adrian, da. Adrian minune. Copilul interior i-a rămas mic. Nu se mai spune copilul minune, nu știam asta. S-a îngreșat. Nu se mai spune copilul minune? Nu, no, de mult, mă. Ce tare. Bă, da. Aia a doua, a doua. Bă, da, asta a doua, da. Băi, foarte bine, foarte bun episodul ăsta, în haosul total, așa cum a fost și data trecută, eu zic că e bine. Stai un pic mai în față, Iulian. Stai, mă, că începe. Îl prezintă Gagiu. Am venit cu el. Așa. Mă duc mai la mine. Uitați-vă mai așa la mega imași. Nu, 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 nu ne place, nu. Nu, nu, nu ne place. Dar hai că e. De fii tu salți la mal, m-aș face râu la umbra ta. Ce vorbești, băi, ce vorbești? Atins perfect. Dar e foarte bronzat aici. Eu fi fost în Tenerife. Și acolo unde ești. Microfonul ăla pare foarte mare, mă. Microfonul ăla pare foarte alb. O treime din înălțime. Mega talentat. De fi în zbor ori în lunea, m-aș face cuib un rând de pot. Ce-ai făcut la viață? Ce vorbești? Și primul fulgere de fi m-aș face din zăpadă ori. Te iubim, dragule. Și acolo unde ești în viața asta. Bravo, Adrian. Bă, vă mulțumesc că asta e cea mai tare petrecere de ziua mea. Da, asta e cel mai frumos cadou de ziua mea. Mamei mele să-i mulțumesc și că ei îi place. Și la mulți ani lui mama ta. S-a curcat la versuri aici. E de acord? Da. Aș vrea să fiu clipa unui. Da, dar ce treabă, Gagiu, uite și l-a scrisă. Dar s-a curcat Adrian. De-ai fi tu marea ce s-a strâns. N-ai nicio treabă, prietene, la revedere. După, cum să cânti după Adrian? La cum să ai lipsa asta bun, de respect? Asta, nu, dar e perfectă. E perfectă greșeala. E contrapunctic. E perfectă greșeala. Greșeala trebuie să fie perfectă. Cum poți să faci cea mai perfectă greșeală? S-a băgat repede peste băiatul nostru. Adrian, minune, te iubesc. Nu știu dacă te duc la RSS, dar vreau să zic că viața mea e mai ok. Datorită ție. Bă, datorită faptului că existi. Jur, și nici măcar nu să știi că el plătește jumătate de preț la solar, că îl bagă și pe copilul.
Se bagă doi. Și acum hai și cât de bun o să plecăm ca George. Hai să plecăm după asta. Nu ne mai băgăm. Hai să mergem. Ca la sandwich maker. Când faci două sandwich-uri mici pe aceeași. Bă, s-a ajuns să se râdă. Om scund de om scund. Scund de scund. Iau voie să râdă unii de alții. Bă, voi aveți voie să râdeți între voi. Da, da, da. Eu am jucat fotbal cu Adrian Minune acum câțiva ani. Eram în echipe adverse. La mare, la mare, nu era o echipă a vedetelor și Academia Cățăven. Ne-au bătut. Bravo, Adrian. Bine, ciao, să fiți iubiți. La mulți ani, Costel. Ciao, 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 să fiți iubiți. Superb. Cele mai periculoase catastrofe naturale rămân totuși oameni.